O să scăpăm anul acesta de vizele pentru intrarea în Statele Unite ale Americii, așa cum am intrat în Schengenul terestru. Cu toții vrem să scăpăm de aceste vize, pentru că merităm asta, este dreptul nostru, este dreptul românilor. Din păcate avem niște amatori la vârful statului, din cauza cărora am putea intra în programul Visa Waiver cu întârziere. Șeful PNL, Nicolae Ciucă, care se visează președinte de țară, a făcut ieri niște declarații inacceptabile. S-a apucat să se laude în gura mare că au scos vizele. A anunțat marea victorie. Am avut parte de un dita mai malpraxis politic și de relații externe. Ambasadoarea Statelor Unite ale Americii în România a ieșit public, forțată de declarațiile lui Ciucă și, ca să o spunem pe aia dreaptă, și ale lui Ciolacu, și ne-a anunțat că mai e ceva drum de parcurs. De cel mai probabil, vom rata și anul acesta. Faptul că România pare că îndeplinește criteriile tehnice, evident, este un pas înainte. Dar vreau să ne aducem aminte că și pentru Schengen le îndeplinim de foarte multă vreme. Problema este că Nicolae Ciucă este unde este în statul român, iar la fel și Marcel Ciolacu. România merită mai mult, nu de amatori care se joacă și cu politica externă în timp ce fac praf economia României.